Viorel Hizo se află la al patrulea mandat pe Banca Tehnică a Vasluiului după ce în precedentele nu a reușit să obțină mari rezultate. Contestat de fani și rămas fără secunzi, Hizo este susținut de conducere care merge în continuare pe mâna sa cel puțin până la finalul acestei ediții de campionat. În ultimele zile, presa centrală a anunțat că Hizo va fi înlocuit cu Mihai Stoichiță, antrenor care a părăsit liderul campionatului din Moldova, Șerif Tiraspol. Finanțatorul Adrian Porumboiu a infirmat acest zvon spunând că Hizo își va completa Staful și va rămâne la echipă cel puțin până în vară.